Superliga vă este oferită de Superbet. Stadionul orășenesc din Mioveni, ceva mai animat ca de obicei, asta bineînțeles pentru că a apărut și galeria Rapidului. Așadar, CS Mioveni, un meci cu Rapidul favorită la prima vedere. Giuleștenii sunt pe 4, Mioveni pe ultimul loc, Lanterna Roșie, doar că de 4 etape pe banca celor de la Mioveni este Nicolae Dică și de 4 etape Mioveni nu pierde, au făcut 8 puncte, aproape jumătate din total. Suntem Bogdan Cosmescu și Emil Grădinescu, bun găsit! Într-o formă uluitoare în 2023, cu două hat-trick-uri reușite, nu dăduse niciunul până acum în carieră. Linge câștigată și un semi-luft, dar continuă acțiunea. A fost Kate care cade după ce a încercat să șuteze. Figura preocupată a lui Adi Mutu, lansat de FC Argeș ca și adversarul său din această seară, Nicolae Dică. Ia să vedem. Pentru Onea, Onea! Oh! Cred că e bară, nu? Da, da, da. Ce șut! Ce bine șutează Onea cu dreptul. Mai ții minte că a stins Nocturna la Iași în meciul cu Viitorul. Șutul său a întors rezultatul atunci, se făcuse 2-1. Șut în afara carului și în dat momentul a căzut Nocturna pentru a doua oară. Foarte bună această diagonală pentru Diallo. Urcă și Pedrozo, fundașul stânga, Diallo, Pedrozo, foarte bună pasa lui Diallo, Pedrozo poate centra și o face, lovitură de cap, ratata lui Antal, ce fază bună, Antal, ocazie. Da, Antal, cred că a vrut să dea cu fruntea, lovitură însă cu creștetul, s-a trimis-o mult peste, impecabilă construcție. Sunt de bun șutul, preluare bună, șut insuficient de tare și insuficient plasat, a fost parat, pietrele rămân. Iată-l pe Onea cu concentrare bună, atenție, Vitru face semn că controla faza, Albu a căzut în duelul său. Nu suntem la basket. Da, în duelul său cu cine cred că Panait este. Shaquille Snow, cred. Ah, Snow, da. Nu poți să faci la primul contact. Nu poți. Din nou Snow. Iarăși pierde ușor duelul pe Noiu. Snow trece și de Junior Moraes. Snow centrează și am crezut că va fi gol. Putea de capul lui Diallo, a păcălit unghiul. Cam greșit Scarlatache. Este nevoie să iasă Grab. N-a făcut-o prea grozav. Poarta este goală. Grab se retrage. Mă așteptam ca Ionita să șuteze. Și aici, hai să vedem ce se întâmplă cu Ionita. Ce vede Ionita? Poarta goală. Acum trebuia să șuteze. Incursiune spectaculoasă. E foarte bună ideea de a trimite între fundaș și iată-l pe Emers. Emers poate centra, o face, pasă bună înapoi. Șutul este deviat extraordinar de Lepistu. Estonianul are o... Nu dă corner. Fii atent, e corner clar. Lepistu s-a felicitat cu toți ceilalți, da, ca da, la da, hockey. Să ne vedem. Hai să vedem. După reacție se vede că a atins-o, nu? Poate că atinge, poate că atinge și... Nu, o deviază clar. Nu mă gândeam că poate atinge și Dugancic. E deviere imensă. Da, un șir bun de pase. Și minge așezată pentru acest șut care din nou lovește bara șutului Bănoiu. Cred că șterge stâlpul. Foarte bună combinație. Mingea a circulat precizie și, aș zice, și blejeritate. Iată pe Albu, îl are pe Pănoi în spate, știe că este acolo, îi pasează bine. Curg foarte bine pentru Mioveni pe acest final de meci. Are nevoie de noroc dacă vrea să scape, pentru că mi se pare că Rapidul este tot mai insistent, cere un hands Dugancic. Și cred că l-obține, la semnalizarea tușelului. Garnată nu este de acord, e Vrean Careu? Nu. Arăta unde s-a întâmplat. Ia să vedem unde s-a întâmplat trenciul lui Carnat.
se întâmplă în careu. Se întâmplă în careu. Dacă dai, s-ar putea să-i dreptate. E în careu? Din unghiul ăla, parcă era în careu, dar s-ar putea să ne păcălească. Unghiul camerei. Lovitura liberă foarte periculoasă pe care o bate Ionita. Hai să vedem aici. E în careu. Bine, mie nu mi se pare hands. Sigur, atinge mingea cu mâna, dar mâna este împinsă de către Dugan, zici, în fine. A, VAR și e penalti, da. E penalti. VAR și e penalti. Șansa pentru Duganji să facă golul cu numărul 16. Al 10-lea penalti pe care îl primește Rapid în acest campionat. Da, dă cu pumnul mingea asta. Și înscrie sau de fluierul. A intrat în careu cei de la Rapid Plagiu. Mai devreme la penaltiul anterior greapă. Peste aceeași manieră de execuție, aceeași modalitate și golgheterul campionatului ratează un penalti care putea să fie decisiv pentru rezultat. Nu știu ce s-a repetat. Pentru că au intrat în... Dar nu au intrat, cei de la Mioveni erau mai în față. Cei de la Mioveni erau intrat singurul care au mult și a dat gol, deci să repeți. A intrat și unul de la Rapid, dar târziu era 2 metri în spate la luată la Mioveni. Eu n-am înțeles de ce s-a repetat. Ia să vedem. A, nu, asta e ratat. Aici intră în panică. Deci se oprește, vede că nu pleacă nicăieri greab. Rămâne pe linia porții. Rămâi aici. Superliga vă este oferită de Superbet.